Bună seara tuturor! Cu scuzele de rigoare pentru mica întârziere. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației la conferința noastră de presă și să anunț pe această ocazie că am avut astăzi în județul Bacău vizita președintelui Partidului Național Liberal, domnul Nicolae Ciucă, președinte al Senatului României și candidat în același timp la alegerile prezidențiale. Pentru că suntem deja în criză de timp, n-aș intra în detaliile vizitei de astăzi. Pot să vă spun că am vizitat foarte multe investiții, am stat de vorbă cu foarte mulți oameni, am fost la Onești, am fost la Dărmănești, am fost la Comănești, la Moinești, acum suntem la Bacău, însă vă rog să intrăm direct în întrebările pe care doriți să le adresați președintelui Nicolae Ciucă sau oricărui alt participant la această conferință de presă. Eu aș vrea, înainte de toate, să spun câteva cuvinte. Am fost în localitățile pe care președintele filialei PNL Bacău, Mircea Crechet, le-a enumerat în partea de introducere. Ceea ce doresc să subliniez este faptul că am putut să vedem foarte multe obiective la nivelul fiecăreia dintre localitățile de dinainte în care s-au desfășurat o serie întreagă de proiecte, în marea lor majoritate pe fonduri europene. Și aș putea spune că la nivelul județului Bacău, primarii Partidului Național Liberal au avut o concentrare și o eficiență cât se poate de evidente în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. Am văzut o concurență între, aș putea spune, numărul de obiective, numărul de proiecte pe fonduri europene și sumele pe fonduri europene, ceea ce a dus la o schimbare a percepției față de ceea ce înseamnă cu adevărat administrația liberală. Și vă spun asta nu pentru că am constatat noi astăzi, vă spun asta pentru că, mergând pe stradă, am vorbit cu oamenii și dincolo de ceea ce ne-au zis în dialogul direct și după ce am plecat, comentau despre cât de multe lucruri s-au întâmplat în localitățile respective, cât de bine funcționează partea aceasta de implementare a proiectelor europene și se regăsesc în creșe, în grădinițe, în școli, în spitale, în muzee, de exemplu, la Moinești este un muzeu care se renovează acum din fonduri europene. Toate școlile pe care le-am văzut și la Comănești, și la Moinești, și la Dărmănești, sunt școli care nu au nimic mai prejos față de școlile din marile orașe, față de școlile pe care le-am văzut, de exemplu, în București, în Cluj, sau la Oradea. Nu mă refer la mobilier, ci mă refer la partea de digitalizare, la modul în care la modul în care se desfășoară procesul de învățământ, ceea ce, din punctul meu de vedere, arată cu adevărat că nu este vorba doar de absorpția de fonduri europene, ci este vorba de o implementare și punerea în practică a unor procedee, a unor metode care cu adevărat privesc dincolo de prezent și se referă la educația generațiilor viitoare. Pe partea de servicii medicale, la Moinești știm cu toții nivelul la care s-a ajuns din punct de vedere al spitalului din municipiul recunoscut de către toată lumea. La fel la Comănești, ceea ce înseamnă o preocupare aparte pentru
nevoile pe care cetățenii au cu adevărat și așteptările pe care cetățenii le au de la autoritățile locale. Ca atare, din perspectiva mea, primarii Partidului Național Liberal din aceste localități sunt modele în ceea ce privește grija față de cetățeni, modul în care gândesc o perspectivă pentru a face tot ceea ce le stă în putință ca oamenii să se bucure de condiții cât mai bune de viață, de servicii medicale, de educație și am să țin minte mereu o doamnă cu care m-am întâlnit și mi-a zis mie îmi place aici, în Dărmănești, deși sunt, m-am mutat de 2 luni de zile, dar să nu spuneți la Cumănești că am ales să vin aici pentru că îmi plac condițiile de viață. Deci despre asta este vorba. Ce facem în calitate de autorități, de responsabili pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor? Domnule președinte, ați dezavuat sau, ați denunțat a venit eu orice colaborare cu Partidul Social Democrat. Da. Vă mențineți această poziție? Absolut. Absolut. Bun. Unde vreți și dumneavoastră să vă atingeți punctele pe care le-ați promis? Sunt o serie de puncte interesante legate la de crearea unor locuri de muncă, adică 400.000, dacă am reținut. Da. Foarte important, cota unică, meserea cotei unici, creșterea salariului mediu de la 5.000 la 7.000. Da. Până în anul 2028. Așa. Cu cine veți face aceste chestiuni? Pentru că este foarte dificil și cred că aproape e imposibil de format o majoritate doar Eu cred că nu trebuie să ne antepronunțăm. Cetățenii au propria lor evaluare. Văd uneori mai bine decât noi care este realitatea și văd mai bine sinceritatea celor care vin în fața lor să le ceară votul, promițându-le tot felul de obiective, tot felul de proiecte care constată că după 4 ani de zile nu se îndeplinesc. Și, din păcate, în ultima perioadă de timp, vedem că este un concurs al sondajelor de opinie care încearcă să devieze cumva percepția oamenilor despre ceea ce poate să însemne în final rezultatul votului și în 24 noiembrie și 1 decembrie. Probabil mai puțin pe 8 decembrie, că atunci lucrurile sunt oarecum clare. Dar ceea ce vreau să vă spun este că ne uităm la un model care ne place, la modelul american. Și până la jumătatea zilei de vot am putut să constatăm că sondajele dădeau o cursă foarte strânsă, indecisă, ca în final să constatăm că oamenii, cetățenii, au avut cu totul și cu totul altă opțiune. Ca atare, în momentul de față, noi am exprimat o opțiune, o opțiune clară, în care ne dorim un guvern care să fie articulat în jurul Partidului Național Liberal, pe centru-dreapta. Oamenii sunt convins că vor înțelege din tot ceea ce am prezentat în programul de guvernare, care este cât se poate de bine asociat cu proiectul prezidențial. Și am spus-o de curând, o repet și acum, dacă vrem cu adevărat o democrație sănătoasă în România, nu trebuie să amestecăm de niciun fel nici doctrinele, nici ideologiile. Avem un exemplu care este cât se poate de evident, ceea ce s-a întâmplat în Germania, 16 ani de punere la oaltă a ideologiei de centru-dreapta cu centru-stânga, lăsând un spațiu liber, care în final a fost ocupat atât de extrema dreaptă cât și de extrema stângă. Cred că este sănătos pentru democrație să ne vedem fiecare dintre noi de viziunea noastră, pentru că până la urmă ce ne desparte
este viziunea. Și ca să vă răspund și la întrebările sau la întrebarea complementară, am vorbit despre această coaliție ca o nevoie a stabilității din 2000, de la finele lui 2021, când au început, de fapt, nu au început, ne-am întâlnit cu acea suprapunere de crize, cu acea succesiune de crize și am spus că s-a întâmplat acest construct politic pentru stabilitatea țării. A fost un construct care a vizat în principal administrarea țării. Din punct de vedere al nostru, în momentul în care s-a intrat în campanie electorală, viziunile politice ale fiecăruia dintre noi au fost diferite. Venim în campanie electorală cu o ofertă pentru cetățeni, cu viziunea liberală, o viziune care se referă la tot ceea ce înseamnă dezvoltarea economică și am demonstrat că suntem în măsură să facem dezvoltare economică. Uitați-vă la tot ceea ce a însemnat primul an și jumătate, prima jumătate de mandat a actualei coaliții, în care am avut, chiar în condițiile în care a început războiul, am avut cea mai mare absorbție de fonduri europene, nu a mai fost până atunci și nici nu cred că va fi în perioada următoare. Am avut cea mai mare sumă de investiții străine directe, 10,4 miliarde de euro. Am avut cea mai mare creștere economică din ultimii 3 ani de zile, 4,7%. Iar astăzi, la finalul 2024, mai mult decât atât, am reușit să scădem și deficitul. Deficitul și pe cash și pe ESA cu un punct procentual, încadrându-ne în asumările pe care le-am avut față de Uniunea Europeană, de Comisia Europeană. Astăzi, când discutăm, economia, creșterea economică este probabil sub 2%. Inflația este cea mai mare din Europa. Avem cel mai mare deficit comercial. Deficitul comercial este posibil să crească undeva între 30 și 40%. Ceea ce înseamnă, în cuvinte simple pentru cetățeni, banii pe care noi îi avem pentru salarii, pentru pensii, din păcate, nu se întorc în economia, în industria, în producția din România. Se duc pe import. Cumpărăm mai mult din import. Ca atare, de aceea venim în fața românilor cu o viziune de dreapta, cu politici de dreapta, cu un program de guvernare de dreapta. O întrebare, vă rog, în acest moment, de două secunde, am dat cu un președinte bun, onest, pentru familie, pentru tradiție, toate ingrediente, să spunem așa, fără un premier, la fel de bun ar fi ca, nu știu să zic, ciucă fără ceva, nu știu ceva, fără nu știu cum vedem asta. În concluzie, rămâne, sau ați văzut deja parcă, să ne împără românești cu domnul Ilie Borja? În acest moment, este corect pentru toată lumea să așteptăm, așa cum am spus chiar la începutul răspunsului meu, să vedem care va fi rezultatul final, opțiunea românilor și în momentul în care vom avea rezultatele, în momentul în care vom putea să creionăm constructul politic pentru o coaliție care să aibă o majoritate și parlamentară și să poată să susțină un guvern stabil, vom anunța și premierul. Nu este corect nici față de domnul Bologean, nici față de mine. Pentru că ar însemna să vin în fața oamenilor, că ați vorbit un pic mai devreme de onestitate, și să le spun, domnule, știți, ia că se îl numim pe, numim persoana să fie prim-ministru. Arată un pic... Ați vorbit, scuzați-mă, ați vorbit măcar la telefon cu dumneavoastră. Cu cine? Cu domnul Bologean? De mai multe ori. Vorbesc cu dânsul frecvent. Vorbesc cu dânsul frecvent. Românii chiar așteaptă și privesc cum ar fi... Deci, domnul Bologean, ascultați-mă un pic. V-ați uitat, dacă nu, vă rog să vă uitați, la intervenția domnului președinte Bologean în Liga Aleșilor Locale de la Sinaia. Dacă vă uitați acolo, veți vedea că dânsul nu este doar un suporter al candidaturii mele la președinție, este un membru în această echipă. Ceea ce spune tot despre
ceea ce avem de făcut împreună de aici. Domnule președinte, o întrebare pe care o pun de 20 de ani diversilor candidați, în special celor care merg către președinție și către alegeri parlamentare. O întrebare care nu și-a găsit răspuns, de aceea am permis să vă adresez și dumneavoastră. Sunteți mai nou în politică și probabil că nu sunteți familiarizat cu această întrebare. Au fost acele privatizări din anii 90. Privatizările s-au făcut pe baza unor contracte. Niciunul din, sau foarte de puține din contractele care au fost făcute, au fost și respectate. Din fericire, la Bacău sunt două cazuri, Chin Complex și Aerostat. În restul țării și foarte multe, știu eu, firme de mare, mare valoare în românești care au fost valoroase și acum, mai ales în domeniul producției de oțel, nu și-au găsit răspuns la acele prevederi de contracte care să fie respectate de noi în proprietate. Justiția română n-a intervenit. Politicienii români nu vor să asculte. Ascultă, uite cum ascultați acum dumneavoastră pe mine, spun că o să se vadă, dar niciun caz nu este rezolvat, domnul președinte. Vă gândiți să vă adresați într-un fel sau altul justiție sau în condițiile în care veți ajunge președinte sau, eu știu, Partidul Național Liberal va avea putere decisivă în Parlamentul României, să le luați la, hai să zicem așa mai vulgar, la puricat aceste contracte, pentru că acolo România a pierdut enorm. Înțeleg de la dumneavoastră și sigur, sunt, înainte de a fi intrat în politică, un cetățean care am avut habar de tot ceea ce s-a întâmplat prin materialele publicate de mass media în legătură cu privatizările din România. Ca atare, vorbim de o perioadă care se duce înapoi cel puțin în urmă cu 30 de ani. Ca atare, consider că în momentul în care voi fi ales președinte, deși nimeni până acum nu mi-a ridicat această problemă și nu m-am gândit la ea, recunosc că se poate de sincer, voi face în așa fel încât să aflăm adevărul despre ceea ce s-a întâmplat cu aceste privatizări. Și putem să punem în antiteză, pentru că ați menționat mai devreme două companii, una o cunosc, n-am fost niciodată acolo, deși mi-am propus de multe ori, n-am fost pentru că ea funcționează foarte bine, ați vorbit de Aerostar. Și este o companie care lucrează foarte bine cu Ministerul Apărării Naționale. Meseria mea mi-a oferit posibilitatea să aflu de mai multe ori ce se întâmplă acolo și este o bucurie să știm, de exemplu, că la Bacău, în România, se produc piese și echipamente pentru F-35, de exemplu. Sau pentru F-16. Care sunt privatizări și la Aerostat. Care sunt privatizări, exact. Și atunci, de către persoane românești și la Chin Complex și aici. E vorba de respectarea contractului, deci nu vorbim de necesitate. Vă promit că le vom verifica. Facem o comisie, cum am făcut o comisie parlamentară pentru Nordis, putem să facem o comisie parlamentară și pentru analiza acestor privatizări. Am răspunsul dumneavoastră, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnule președinte, domnule Vărscute, Donald Trump, recent ales, a promis că ați vorbit din modelul american. Da, n-am vorbit cu dumneavoastră. Sper să vorbim, da. A spus că va impune taxeva mare de 20% pentru țările europene. Este... Nu credeți că va afecta acest lucru? Și întrebarea a doua, ce înseamnă de dumneavoastră o posibilă soluționare a problemei din Ucraina, teritorii în contrapace? Cum vedeți aceste probleme? Să le rog pe rând. Ambele sunt două subiecte care au făcut parte din agenda de campanie a președintelui Trump. Dacă ne uităm atent, putem să constatăm că votul a mers către Partidul Republican, către Donald Trump, în mod specific, pentru că a avut o referire directă la ceea ce înseamnă situația economică, asigurarea de locuri de muncă, asigurarea bunăstării și prosperității cetățeanului american. Iar
unul dintre subiecte a fost legat tocmai de deficitul de balanță comercială, despre care și eu am vorbit un pic mai devreme, sigur nu în relația cu Statele Unite, dar este vorba de deficitul de balanță comercială între Statele Unite și Uniunea Europeană. Ceea ce pot să vă spun în acest moment este că, într-adevăr, sunt chestiuni care trebuie discutate și trebuie discutate la nivelul specialiștilor, la comisiilor de specialitate, prin care să se echilibreze. Cert este că Statele Unite nu pot să aibă o proiecție economică fără Uniunea Europeană, cum Uniunea Europeană nu poate fără Statele Unite. Trebuie să vedem această legătură, această punte transatlantică, fiind una care obligă la dependență sau interdependență între Statele Unite și Uniunea, și Uniunea Europeană, și dincolo de retorica politică, ea se va rezolva la nivelul establishmentului care va veni cu soluțiile pentru asigurarea coordonării, cooperării și reglării deficitului de balanță comercială între Statele Unite și Uniunea Europeană. Ați avut o simpatie pentru unul dintre cei doi candidați? Eu am... Aici nu este vorba de simpatii. Eu am încredere în parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite. România are un parteneriat strategic cu SUA și de fiecare dată a avut relații foarte bune și cu Partidul Republican și cu Partidul Democrat. În cariera mea am lucrat foarte bine cu ambele administrații. Am avut posibilitatea să merg în activități oficiale, atât pe timpul administrației republicane, cât și pe timpul administrației democrate. Și atunci când v-am spus că am încredere în parteneriatul strategic, toate discuțiile s-au încadrat. Au fost subsumate prevederilor din parteneriatul strategic. Sigur, dincolo de toate aceste chestiuni, apar relațiile personale, pentru că la un nivel diplomatic contează foarte mult relațiile interpersonale și aici depinde de fiecare dintre noi. Pot să vă spun că important este încrederea pe care eu câștigi partenerului, indiferent din ce partid este. Dumneavoastră, cum ați fost primit când ați mers cu președintele Iohannis în poza de grup, mi se pare, de la Washington, nu? Ce anume? Cum ați fost primit? Nu ați fost primit... Păi nu aveam de ce să fiu primit, pentru că eu nu eram șef de delegație acolo. La nivelul acela merg doar șefii de delegație. Cel de-al doilea subiect nu este chiar atât de simplu. În acest moment sunt o serie întreagă de scenarii și ipoteze care sunt vehiculate și folosite de către analiști cunoscători sau mai puțin cunoscători în ceea ce privește o posibilă soluție de pace în Ucraina. Este prematur să discutăm în acest moment de o decizie finală. Președintele Trump nu și-a luat încă în primire mandatul. Se discute, sigur, la nivelul staff-ului și se fac analize, se fac documentări, se aduc în actualitate toate cele pregătite pe timpul campaniei, urmând ca, după ce se va prelua mandatul și se va intra oficial în relațiile bilaterale și în toate negocierile pe dosarele importante, să vedem care va fi soluția. Nu m-aș antepronunța. Dumneavoastră, cum aveți o opinie, care este... Legată de ce? Legată de acest... Noi, în acest moment, am spus și voi repeta, va trebui să continuăm să susținem Ucraina, pentru că Ucraina face eforturi deosebite, umane, materiale, financiare, să țină războiul departe de România, războiul departe de
Uniunea Europeană. Ca atare, asta este părerea mea personală în acest moment. Domnule președinte, spuneați mai înainte puțin că veți urma pașii parteneriatului strategic Statele Unite legat de ceea ce înseamnă făptuite și probabil și de politică este, nu numai în domeniul apărării. Dacă se va constata și sunt semne că există o îmbunătățire, nu, e mult spus, o atingere, să zic așa, a relațiilor Rusiei cu Statele Unite sau Statele Unite cu China, România va urma acești pași sau vom rămâne pur și simplu ancorați în politica pe care o avem? Este prematur să ne pronunțăm pe o astfel de ipoteză. Ceea ce vă pot spune este că România rămâne ancorată responsabilităților și obiectivelor pe care le are ca țară membră Alianței Nord-Atlantice, a Uniunii Europene. Și, desigur, România rămâne centrată pe parteneriatele strategice pe care țara noastră le are cu alte 14 state. Ca atare, în ceea ce privește relația cu Statele Unite, e vorba de angajamentul nostru din punct de vedere militar și dacă reușim să creștem prezența americană pe teritoriul țării noastre, care va duce de la sine pe o întărire a măsurilor de descurajare și apărare pe flancul estic, inclusiv mai multă siguranță în România, și să complementăm cu relații economice care să se concretizeze în investiții, în schimburi comerciale mai consistente între România și Statele Unite, atunci suntem pe drumul cel bun. Am spus și repet, România are resurse naturale, România are resurse umane, avem tot ceea ce ne trebuie să ne califice pentru ca în viitor să putem să ne asumăm un proiect prin care România să poată să fie privită de către partenerii noștri strategici, de către partenerii noștri din Uniunea Europeană, ca o posibilă Coreea de Sud a Europei. Aveți cumva indicii legate de incendiile care sunt acum în Marea Neagră? Eu nu știu despre ce este vorba. În ce sunt incendii mari? În Marea Neagră? Marea Neagră, da. În Marea Neagră. Acum? Da, ieri, aseară, noapte. Nu am primit nicio informație. Dacă nici ministrul mediului nu știe nimic, înseamnă că nu primim nimic. N-a fost anunțat. Mă mirați de serios.